prima rezecție laparoscopică de colon a fost realizată în 1990. Cu toate acestea, proporția rezecțiilor colorectale minim-invazive nu a depășit 30% până în 2010. Odată cu noile generații de roboți chirurgicali, au fost realizate din ce în ce mai multe rezecții colorectale robotice, cu rezultate pe termen scurt chiar mai bune decât laparoscopia. Chirurgia robotică reprezintă avangarda progresului tehnologic în materie de chirurgie. În chirurgia colorectală reprezintă una din cele mai importante aplicații și indicații ale chirurgiei robotice. Acuratețea gestului chirurgical este net superioară celei din laparoscopie, care, la rândul ei, este mai bună față de chirurgia clasică. S-a dovedit prin studii că în chirurgia robotică numărul de ganglioni recoltați este mai mare decât în laparoscopie și mai mare decât în chirurgia clasică. De asemenea, pierderile de sânge sunt mai mici în chirurgia robotică în comparație cu celelalte două variante. Imaginea este mai mare, de cea mai bună calitate, este în permanență tridimensională, iar mișcările camerei sunt controlate de către chirurgul operator, ceea ce conferă o precizie sporită. Revenind la cancerul colorectal, trebuie spus că avantajele robotului sunt pregnante, pentru că intervenția chirurgicală se desfășoară în special în cazul cancerului de rect și mai ales a celui de rect inferior, într-un spațiu foarte îngust, unde accesul este dificil atât în chirurgia laparoscopică cât și în cea deschisă. Și atunci, de aici derivă avantajele deosebite ale robotului, asociind precizia cu limitarea spațiului în care putem lucra. Datele existente arată că pentru cancerul de rect este mai bun abordul minim-invaziv în raport cu chirurgia clasică din toate punctele de vedere, iar chirurgia robotică este preferabilă celei laparoscopice.